Când noi avem azi oameni, Gheorghe, pentru care e o problemă să cumpere pâine în... Adică atâta de care ar avea ei nevoie pe bune, că fiecare... Da? Tu ce să fă la Franța Rusa, Ștefan cel Mare la 6 dimineața să vedeți școală? Nu și vorbești, eu spun din sate, așa mai departe, aici. Căruci, ia că asta e foarte trist. Și de asta când, știi, amu când mergeam în... Vineri când mergeam în Delta, l-am luat pe domnul Petru. Asta la mine era a doua oră. De te era un tânăr, mergea la Cahul să, dintr-un sat din Găgozia să dă examenul pentru permis de conducere la Cahul. Și la vama la Cahul stătea un bunel, cic, păc, de ataman eram cu Rolls-Royce-ul la sormea, pe deda l-am pus în față. Domnul Petru, 84 de ani, băieți ataman erau cu unghițele și cu zachidușile, Range Rover în spate, eu am luat trebuie de tăcianca, turbușoara. Și am discutat cu domnul Petru, am trecut vama, dar vama și nu înțeleg eu. Hai că românii nu mă cunosc, dar poliția frontieră a noastră, astea, clar nu cred să mă cunosc. Merg eu cu deda în Rolls-Royce, domnul Petru, da cât mănâncă la sot, da cum? Da, cărăce, știi, dar o discuție. Dar eu în ochelari de soare și avem o șapcă de asta smișnaie, știi, și astea, și... Da, pe cine știi de policieni în țară? Domnul Petru, bravo, povestea, căruci de astea. Scoi, da, usatăi, ca este, nebunul ăsta de la băl, șo там туда și... Da, l-am văzut la jurnal, fost luni, băiet, lupt cu gazul, dar slusar s-a dat cu așa deam, căruci, vedem, el spune, bă, cât din emisiune. Căruci, nu asta am vrut să spun, pe cine știe, nu știe. Drumul e nu e așa de mare, mă refer de la Vama Oancea până la Galas. Zic, da, mă tale și faci cum? Și el îmi povestește, cum o fiat, soția i-a decedat, ei au înfiat o fetiță cu soție, că nu a avut copiii lor, știi? Amu s-a însurat, s-a măritat fata, trăiește tot foarte greu, are 3 copii și el, unul din nepoții, o las tras cu dâns, că e greu la 84 de ani. Și cruci, ca să câștige dumnealui o 110 lei moldovenești, nu românești. Deci omul ne-a făcut calcul că, deci că da, mă ta, как бы și chiar бесплатно, să mă duci, spun că nu știe cine să asta. Și zic, sigur, bă, da. Bun, și zic, dacă cum achitai? Și el îmi povestea cât achita ca să ajungă dintr-un sat din raionul Cahul până la Vama Oancea cu popuțcă, cât îți dai la popuțcă să-l iei, să-l duc cineva la Galați. O să se întâmplă când oamenii îl iau și gratis, dar foarte rar. Nu, căruci, lui curat îi iese, Gheorghe, 110 lei, ca știi ce face el? O zis că în Galați sunt foarte populare foile de aluat a noastră. Uh-huh. Deci, închipui, el are acolo un producător local, îmi cumpără foile de aluat și îți duci cu torbușoara, cu tileșca, un domn foarte curat. Nu, căruci, Gheorghe, om care astăzi are piese de 2000 ceva de lei pe lună, n-are copii care lucrează pe scutare. Fica în fiață, am spus, tot trăiește greu acolo, maritat în sat, i-a dat un cineva din nepoți acolo. Și că asta pe mine m-a rupt, înțelegi, m-a distrus. Eu prost anunț cu Facebook, TikTok-ul, dar pot să te sigur că aproape tot ce era în buzunare. La mine a trecut la domnul Petru, știi? Adică că eu nu pot și... Ia că situații de astea se întâlnesc zilnic. Adică noi avem oameni care, Gheorghe, nu le cumpăr ei leacuri, cum fac eu cu sora mea pentru părinții noștri și cum fac foarte mulți copii și care muncesc în țară și care lucrează în diaspora, înțelegi? Вот это наша трагедия, înțelegi? Și iată, în azi vii oameni cu suflet, oameni care, băi, nu le șibă totuna. Nici de domnul Petru, nici de alți oameni. Nu, tu înțelegi că omul îi face o operațiune. Apropo, știi ce ne-a plăcut? El zice, domnul Renat, până la urmă i-am zis, când mi-a zis, băi, ну, короче, apropo, omul i-a votat pe oameni buni, ca să înțelegi. Adică, ne recunosc, da, spune-se, aia mă ta și, bă, căruși.
Asta și el zice, știi ce e important, domnul Renan? Cu 110 lei, ca bă, îi fac curat. Dar eu nu stau în casă, eu manesc. Dacă nici clienți în galas, nu organizat o nepoată de mie care îmi cumpără folii astea de aluat sărac. Știi care zice? Zic, mă, tale, înțelegi că eu am 8 de ceva de ani, eu mă duc, eu comunic cu oamenii, eu nu stau pe loc. Uh-huh. Apeacă domnul Petru, încă un moldovan exemplar pentru mine, știi? Adică că, băi, el nu cât e rău și mai departe, și chiar având un câștig, nu putem, ni greu să pronunț 110 lei câștig, știi, adică, dar câte astea, adică, nini se rupe inima. Și câți ca domnul Petru noi avem de vârsta lui, bunei, străbunei,